Și astăzi vă salut și avem iarăși de lucru. Am o mușcată total diferită, care am vrut să o înmulțesc și nu am reușit până acum. Să o vedem. Aici am o mușcată albă, diferită. Și un crin de cameră. Am venit să fac filmare deoarece, uite, semințe de această mușcată. Am vrut să o mulțesc până acum și nu am reușit. Dar uite că am găsit. Imediat le rupem de aici. Și să vedem dacă mai avem și după aia mergem să le cercetăm. În timp ce am colectat aceste inflorescente, am observat că mi-am grăbit aici și am rupt inflorescența. De fapt, la aceste mușcate, după cum se vede, de aici creștea o altă plantă mică. Se vede foarte bine. Eu am să încerc să o pun în pământ de aici. Am să iau floarea să nu chinuie planta și să vedem, poate are să crească. Mi-ar plăcea să crească. Pentru asta trebuie să dăm tot ce este pe alături jos. Astea chiar nu trebuiesc. Nu ajută la nimic. După cum se vede, nu au făcut semințe. Din cauza că avea această plantă, deci o plantă destul de inteligentă. Și am să o pun să crească. Da? Am să-i tai și aceea floare. Acum, să vedem unde sunt și cum arată semințele. Am să pun pe această cutie neagră să facem diferența. Așa, semințele care le-am văzut, uite, aici sunt. Astea sunt semințele de la mușcată. Și să iau câte una în parte. Aici sunt două, da? Să le separ. Așa, a rămas una. Asta este o sămânță de mușcată. Acum 3 sau 4 ani am găsit într-o stație de tren, era iarnă, nisese peste niște semințe de mușcate și am zis, ia să văd, poate are o sămânță bună. Și am găsit o sămânță bună și am pus să crească și eu am făcut filmări, cu siguranță o să le vedeți. Dacă vă uitați pe la filmările mele de acum vreo 3-4 ani. Bun. Deci am găsit, asta este mizerie, poate asta încă nu are desfăcut aceste aripioare, care poate să le mute de la un loc la altul. Deci avem 5 semințe de la o floare. Pe aici, nu știu dacă mai e ceva, uite, am găsit una aici. Și mai căutăm, da, uite și asta are. O să le pun să crească împreună. Am găsit suficiente semințe bune. Sunt vreo 20 de semințe. Mergem să le plantăm și să pun și această viitoare mușcată
în pământ cu ele. Hai să le facem împreună. Am pregătit cutia cu pământ și am adus special delivery. Floare cu tot cu semințe. Acum sperăm să crească toate împreună. Asta o punem aici. Să aibă hrană de ei. Oh, am uitat să-i rup floarea. Gata, i-a rupt floarea. Atunci o punem, altfel, punem niște pământ să stea deasupra. Sperăm să facă rădăcini. Dacă nu avem aceste semințe care dorim să le creștem mari, frumoase și anul ăsta să avem flori. Cam în toamnă, iarnă, așa, o să avem flori. Punem în această cutie doar semințe de mușcată specială sau diferită. Ați văzut ce fel, ce modalitate de a crește are. Ne împrăștiem peste tot, nu știm care are să crească, mai am una sau două. După care, peste aceste semințe, un strat maxim de 10 mm sau ca și grosime, ca să înțelegeți, un deget. Grosimea unui deget. Dacă e deget de doamnă, să fie cât două degete. Așa, trebuie să astup aici mai mult, că doresc să fie acoperită și să crească. După care urmează să îl ud mai bine și să îl punem la cald, la greenhouse. Am găsit un Myropodulus, s-a ascuns. Am adus-o în greenhouse, udăm planta suficient de bine. Exact acolo, la plântuța noastră, iese aerul din pământ. Cam asta cu mușcatele deosebite, diferite. După cum ați văzut, am multe feluri de mușcate. Oricum, sunt mult mai multe feluri. Peste iarnă am pierdut câteva feluri. Cum le spune, mușcatele trandafir. Am avut roșii și au murit. Asta e. Cu siguranță voi putea face rost de altele dacă doresc. Dar aș vrea să le vizităm în continuare florile, să le vedem cum cresc mușcatele. Cu siguranță dintre voi îmi veți face o vizită sau ne vom întâlni prin Londra, unde o să vă pot oferi o plantă, o mușcată dintre aceasta sau o cu tot o altă plantă. Vă orientați prin filmările mele și îmi spuneți ce plantă v-ar place să aveți. Și atunci eu vă voi oferi una dintre ele. Până la următoare filmare, vă doresc multă binecuvântare. Vă rog ca să dați subscribe, să comentați și prin felul acesta, dacă dați un share, o să vadă și alții și alții are să se bucure despre aceste flori și pentru a avea și poate vor veni să ne viziteze. Toate cele bune tuturor, continuu!